s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins băut la volan, având deja permisul suspendat pentru alcool. Vorbim despre un craiovean de 47 de ani, client mai vechi al polițiștilor. În cursul zilei de 11 noiembrie, ora 18:58, polițiști din cadrul biroului rutier Craiova au depistat un bărbat de 47 de ani din municipiul Craiova în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Nicolae Romanescu. Întrucât emana halena alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1:1000 alcool pur în aerul expirat. De asemenea, în urma verificărilor efectuate de poliție, s-a constatat faptul că bărbatul are suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe.